Astăzi, la nivelul județului Hunedoara, s-a înregistrat o infimă scădere a procentului de îmbolnăviri cu COVID-19, de doar 0,01 puncte procentuale, însă incidența rămâne una foarte ridicată, de 8,10 la 1000 de locuitori. A crescut însă destul de mult numărul hunedorenilor vaccinați, cu 8% într-o săptămână, acoperirea pe județ la totalul populației fiind de 36,16%. În ceea ce privește procentajul de vaccinare la populația eligibilă, adică aceea cu vârsta de peste 12 ani, procentajul este mai mare, de 40,55%, ceea ce plasează Hunedoara pe locul 14 din cele 42 de județe ale țării. Marea problemă rămâne însă procentajul foarte mare al persoanelor infectate cu COVID-19 și care sunt nevaccinate, acesta fiind, conform datelor oferite de Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, de peste 85%. Da, noi monitorizăm periodic această situație. Pe ultimele 14 zile, undeva la 14,1% din persoanele pozitive au fost vaccinate, deci discutăm de 85%, mai mult de 85% din persoane care ajung și la spital și care se pozitivează sunt nevaccinate. Sebastian Mezei, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, afirmă că persoanele vaccinate anticovid și care s-au infectat au făcut forme ușoare ale bolii, similare cu o răceală ceva mai urâtă. Acum trebuie spus și faptul că cei care sunt vaccinați nu mai fac forme severe sau foarte grave, duc cumva boala aceasta ca o răceală ceva mai urâtă, să zicem. La nivelul județului Hunedoara, în 42 din cele 69 de unități administrativ-teritoriale, incidența de infectare cu SARS-CoV-2 este mai mare de 6 la 1000 de locuitori, între acestea fiind și 12 localități urbane. În două localități urbane, respectiv Aninoasa și Lupeni, și în 15 comune, rata de infectare este mai mare de 3 la 1000 de locuitori. De asemenea, mai sunt 7 așezări rurale cu incidență mai mică de 3 la 1000 de locuitori, iar în comunele Bătrâna și Lelese, a căror populație cumulată este de sub 500 de locuitori, nu sunt raportate cazuri de COVID-19. Cea mai mare rată de infectare, de 26,28 la 1000 de locuitori, este în comuna Brănișca, satul omonim de reședință al acesteia fiind în carantină, cel puțin până la începutul săptămânii viitoare.